după o lungă călătorie prin Apocalipsa, încercăm să adunăm cartea în jurul a ceea ce biserica înseamnă în ochii lui Hristos. Și am văzut că biserica se definește la răscrucea dintre cer și pământ. Biserica nu e doar o adunătură de oameni, o denominație pământească, ci este o împreunare, o împletire a cerului cu pământul. Sunt câteva capitole mari pe care am vrea să le trecem în revistă. Am văzut natura bisericii prin faptul că Iisus Hristos se adresează celor 7 stele din mâna lui dreaptă, care sunt îngerii bisericii, și ne-am oprit acum la conducerea bisericii. Data trecută am stat lângă conducătorul, Domnul, împăratul, regele bisericii, lângă Domnul Iisus Hristos, și am văzut că în toate segmentele ei, pornind din familie, în grupuri, în biserică sau într-o localitate, conducerea se învață de la Hristos. De la Hristos, capul bisericii. El este fiul omului, el este mielul, el este pruncul, leul, judecătorul și mirele. Am văzut 6 blocuri mari de text, 6 tablouri ale portretului Domnului Iisus Hristos, 6 fațete ale ei. Ca fiul al omului a primit un mandat din partea Tatălui să așeze pe pământ o împărăție. De aceea, dragii mei, niciun comitet, nicio uniune și nicio comunitate nu dă direcție bisericii. Singurul care este îndreptățit să o facă este Domnul Iisus Hristos. Iar El ne-a învățat o rugăciune. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne alăturăm Lui, să lărgim împărăția pe care El a venit să o așeze pe pământ. Întrebarea este cum să o facem. Vedem că în lumea noastră o religie se răspândește prin teroare și forță și oricine nu vrea să se convertească trebuie să piară și poate că vom trăi astfel de zile, dragii mei. Uitați-vă la diferența fundamentală a religiei pe care Hristos a adus-o pe pământ. El s-a dezbrăcat de toată slava Lui, s-a născut într-o iesle, a călătorit, a locuit printre noi plin de har și de adevăr și apoi s-a lăsat scuipat, batjocorit și răstignit pe o cruce. Cu alte cuvinte, El ne oferă nu doar direcția în care mergem și scopul, ci și strategia. Strategia este dezbrăcarea și jertfirea de sine. Și în timp ce călătorim pe pământ apăsați și striviți și strânși la colț de multe ori, pentru că suntem o minoritate, sufletul nostru strigă de sub altar. Până când, Doamne, vei înceta să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? În clipa aceea ne apare un alt portret al lui Hristos. El este leul și judecătorul. El este cel care într-o bună zi va veni să facă dreptate aleșilor săi. Cu alte cuvinte, dreptatea lui Dumnezeu nu este trecută cu vederea nici în ceea ce ne privește pe noi, biserica lui. Iar ultimul tablou, cel al mirelui, ne vorbește despre un destin. Dacă am intrat în biserica Lui, ne-am aliniat Lui Hristos, dacă am acceptat strategia Lui Hristos și așteptăm împlinirea dreptății Lui, dragii mei, într-o zi va fi nuntă și într-o zi va fi domnie împreună cu Hristos. Celui ce va birui voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul Lui de domnie. Biserica călătorește spre un destin luminos, dragii mei, care-i dincolo de țărâna acestui pământ. De la Hristos, capul bisericii, am vrea să coborâm la un alt aspect al conducerii divine al bisericii, la Duhul Sfânt, avocatul lui Hristos în biserică. Fiecare scrisoare se termină cu această afirmație: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Dar ce e foarte interesant, cel care vorbește bisericilor este Domnul Iisus Hristos, nu Duhul Sfânt. De pildă, Îngerului Bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Cu alte cuvinte, cel care se prezintă este Domnul Iisus Hristos cel glorificat. Urmează cuvântul Lui. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, și textul scrisorii continuă. Dar întrebarea este, de ce se termină scrisoarea asta? Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor? Nu Hristos, ci Duhul. Dragii mei, în tiparul scrisorilor există un lucru extrem de important de reținut și respectat. Priviți imaginea din fața dumneavoastră. Hristos vorbește îngerului bisericii. Cu alte cuvinte, El are la dispoziția Lui oștile cerești,
prin care își împlinește planurile lui. Dar Duhul ia vorbirea lui Hristos și o tălmăcește bisericii. De ce e nevoie de Duhul Sfânt? Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu poate să te convingă pe tine și pe mine de adevărul acestor cuvinte și le poate aplica la viața mea. Tiparul este esențial. Hristos vorbește, Duhul tălmăcește vorbirea lui Hristos. Vom vedea mai târziu, Duhul n-are nimic de spus de la sine. Duhul ia din lucrurile lui Hristos și le aduce înaintea bisericii și le tălmăcește. În seara învierii lui, Domnul Iisus Hristos a intrat în camera de sus și versetul 45 din Luca 24 spune: atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Observați, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Pe drum spre Emaus, când cei doi ucenici se frământă cu planurile lui Dumnezeu, Domnul Iisus cel înviat a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Dar El s-a înălțat la cer și am rămas noi. Și El s-a spus: nu voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi. Și prin Duhul Sfânt vine să facă exact lucrarea aceasta, să înceapă de la Moise, de la toți prorocii și în toate Scripturile să ne tâlcuiască ce era cu privire la El. Dacă aș adăuga Evanghelia după Ioan la cea după Luca, în aceea seară, în aceeași cameră de sus, Domnul Iisus a suflat peste ei Duh Sfânt. Dragii mei, Duhul Sfânt este, dacă vreți, descuierea minții noastre în înțelegerea Scripturilor. Și textul din Luca continuă și le-a zis: așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Vreau să priviți o leacă relația dintre Hristos și Duhul Sfânt. În capitolul 5 din Apocalipsa, Ioan se întoarce să vadă leul din seminția lui Iuda. Și când se întoarce, la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut, spune el, stând în picioare un miel, părea junghiat, avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Cine avea 7 coarne și 7 ochi? Mielul. Cu alte cuvinte, cele 7 duhuri trimise pe tot pământul sunt, dacă vreți, în posesia, la dispoziția, în slujba Fiului lui Dumnezeu. Așa cum Fiul lui Dumnezeu este în slujba Tatălui, așa Duhul Sfânt este în slujba Fiului și niciodată altfel. Dar aș vrea să privim Trinitatea și funcția Duhului Sfânt în Trinitate, dacă l-am amintit pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În imaginea din fața voastră aveți cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului, cele 10 adevăruri pe care ar trebui să le știm cu toți în esența lor. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu ține de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de Sfânta Treime. Dumnezeu Tatăl l-a plămădit pe om din țărâna pământului și El a creat și îngerii. O parte din îngeri și toți oamenii au căzut în păcat. De Tatăl ține doctrina omului, a îngerilor și a păcatului. Fiul este Cel care a plămădit mântuirea și El este capul bisericii. Dar priviți o clipă Duhul Sfânt. Care este rolul Lui în Trinitate? El a insuflat Scripturile și El aplică adevărul Scripturilor la viața noastră și în felul acesta face procesul de sfințire, procesul transformării noastre într-un chipul și asemănarea Fiului Său. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Unde? În Scriptură, dragii mei. Și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Duhul Domnului face sfințirea. M-aș opri la cele două aspecte în care este implicat Duhul Sfânt. Insuflarea Scripturilor și sfințirea, aplicarea Scripturilor la viața creștinului. În fața dumneavoastră aveți doctrina despre Biblie. Și în cercul acela vezi cerul, unde-i Duhul Sfânt operează El, și pământul, unde suntem noi oamenii. La punctul 1, Duhul Sfânt insuflă sau revelează adevărurile lui Dumnezeu la care nimeni n-ar avea acces fără această intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Ioan, de pildă, este între apostoli și el primește în felul acesta Evanghelia, sau dacă vreți, cartea Apocalipsa, din gura Duhului Sfânt sau prin intermedierea Duhului Sfânt. Dar Ioan trebuie să scrie ce vede celor 7 biserici în așa fel încât să nu strice ce a auzit și a văzut și să fie înțeles de cele 7 biserici.
Și aici intervine din nou Duhul Sfânt, inspirându-l pe Ioan în scrierea cărții Apocalipsa. Dați-mi voie să mă mut la punctele 4 și 5. Acolo suntem noi, indiferent unde am fi în istorie. Eu interpretez Scriptura, o citesc cu ochii mei, țin cont de regulile gramaticale, de regulile limbajului, dar dacă Duhul Sfânt nu coboară să mă ilumineze, să-mi descuie mintea, să pricep ce este scris, dragii mei, rămâne o slovă moartă pentru mine. Nu-mi schimbă viața, nu-mi dă putere în niciun fel. Apa vie nu-i la îndemâna mea, trebuie să o primesc din altă parte. Dar între Ioan și noi există Scriptura, întrebarea pe care mulți ne-o punem, de unde a apărut ea? Care e diferența între această Scriptură și multe alte scrieri religioase? Dragii mei, de-a lungul a câteva secole, Duhul Sfânt s-a frământat alături de biserică ca să aleagă din multele cărți religioase pe cele insuflate de Dumnezeu. Și așa avem canonul biblic. 5 termeni importanți: insuflare, inspirare, canonizare, iluminare și interpretare. În fiecare etapă, Duhul Sfânt trebuie să fie implicat. Avem nevoie de această smerire, de această deschidere spre dincolo, ca să pricepem adevărurile lui Dumnezeu. Nici o carte a Scripturii n-a apărut altfel. Uitați-vă doar la cartea Apocalipsa. În versetul 10 din capitolul 1, Ioan spune: în ziua Domnului eram în Duhul. Nu era în transă, dragii mei, nu era într-o meditație profundă, ci era în legătură cu cerul. Eram în Duhul. Sau dacă veniți în capitolul 4, versetul 2, când ușa se deschide în cer și Ioan este invitat în prezența lui Dumnezeu, versetul 2 spune: numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer a pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Fără intermedierea Duhului Sfânt, Ioan n-ar fi avut acces la aceste realități, dragii mei, care sunt dincolo de noi. În capitolul 17 spune: și m-a dus în Duhul, într-o pustie, unul din cei 7 îngeri cu cele 7 potire, și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Observați, toate acestea Ioan le vede prin Duhul, prin medierea Duhului Sfânt. Sau în capitolul 21: și m-a dus în Duhul pe un munte înalt și iată că s-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră de smaragd, ca o piatră de iaspis. Cum să ai acces la aceste lucruri dacă Duhul lui Dumnezeu nu mijlocește înțelegerea, accesul la aceste adevăruri? Dar nu sunt mulți oameni care ne-au lăsat Scripturile, sunt o mână de oameni, dragii mei, 40 de autori care au contribuit la scrierea Scripturii. Ei au fost insuflați direct de Dumnezeu. Eu mă aflu de cealaltă parte. Eu sunt între creștinii de rând care deschid Biblia, beau din găleata care mi-au adus-o ei de la izvor. Doar ei au avut acces la izvorul divin. Ce face Duhul Sfânt pentru mine, pentru mireasa lui Hristos? În primul rând vreau să știți că Duhul are două instrumente cu care operează: sabia Duhului și comunitatea Duhului. Bateți joc și de una și de alta și vei vedea deznodământul. Mă îngrozesc când oameni care au experiențe în domeniul spiritual au curajul să spună: dar n-am găsit lucrurile acestea în Scriptură, dar sunt experiențele mele. Well, nimeni nu le poate nega, dar instrumentele Harului sau instrumentele Sfințirii sunt sabia Duhului și comunitatea Duhului. Și Duhul nu va lucra, Duhul lui Dumnezeu, alte duhuri da, dar Duhul lui Dumnezeu nu va opera în afara lor. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind în Ioan capitolul 16: acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul, mijlocitorul, avocatul, paracletos, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, și observați ce urmează, și asta este lucrarea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Vă va călăuzi în tot adevărul, căci va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Vă va descoperi lucrurile viitoare.
îl va proslăvi sau mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aș vrea să notați afirmațiile Domnului Iisus Hristos despre lucrarea Duhului Sfânt. În primul rând, convinge de păcat. Eu îți pot vorbi despre păcat, pot să deschid Biblia, dar eu nu pot schimba inima ta, nu pot săpa convingerea care să te ducă la pocăință. Nu poate. Omul nu poate face lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu trebuie să-ți atingă inima, trebuie să transforme inima ta, să dea în vileag realitatea din ea. Al doilea lucru, după ce m-a scos din groapă Duhul Sfânt, El mă călăuzește în tot adevărul, mă ajută în trăirea vieții creștine. Duhul Sfânt revelează planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu și Duhul Sfânt proslăvește pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre, în viețile noastre. Aș vrea să le iau pe rând. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Imaginează-te într-o furcă edenică având o voce în urechea dreaptă și o voce în urechea stângă. Noi trăim între doi Dumnezeu, între două împărății și fiecare împărăție ne vrea pentru ea. Îmi vorbește Hristos și îmi vorbește diavolul. Când eu ascult de diavolul, ascultarea mea sau neascultarea mea de Hristos este dovada necredinței mele în El, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Când rostești o minciună, declari necredința ta în Hristos. Când bârfești, declari necredința ta în Hristos. Aveți impresia că sunt prea grave aceste lucruri? Nu, dragii mei, nu le-am spus eu. Duhul Sfânt te convinge vinovat, te dovedește vinovat în ce privește păcatul, adică necredința în Hristos. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Ce face El la Tatăl? Este marele nostru preot, șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și intervine pentru noi, vom vedea puțin mai târziu. Și judecata, adică stăpânitorul lumii acesteia, a fost judecat. Ori de câte ori îți vine să rostești o minciună, uite-te în ochii diavolului și spune-i înapoi a mea, Satano. Crucea te-a dovedit mincinos, ai fost dezbrăcat de puterea ta, eu nu mai trebuie să-ți duc bagajele, pleacă de la mine. Puterea sângelui Hristos îți poate da acest drept asupra lui. El a fost judecat, dovedit vinovat și dacă vă uitați la prăjina lui Moise, a rămas răstignit pe cruce. Hristos a înviat. Hristos, dragii mei, l-a biruit. Cum mă dovedește vinovat Duhul Sfânt? O poate face în multe feluri, dar există un tipar. Și tiparul îl găsesc în scrisorile Apocalipsei și l-ascultați-l pe Pavel, ce spune în Evrei, capitolul 4, versetele 12-13. Cuvântul lui Dumnezeu, sau sabia Duhului, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo încât desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Dacă îți faci liniște în suflet și deschizi Scriptura, Duhul lui Dumnezeu îți va vorbi, indiferent cine ești. El va lua cuvântul lui Dumnezeu și va opera în inima ta. Afară de faptul că trântești Scriptura și o pui deoparte și nu vrei să ai nimic a face cu ea. Aș vrea să urmărim această lucrare a Duhului Sfânt în bisericile Apocalipsei. Îngerului bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. În ce constă păcatul bisericii din Apocalipsa sau necredința bisericii din Efes cu privire la Hristos sau decredința în Hristos? Nu uitați, înainte de înălțarea Lui la cer, Hristos a dat bisericii Lui ceva de făcut. Spune în Matei 28, 18 la 20, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Amin. Asta este lucrarea pe care Hristos a încredințat-o bisericii. Ori de câte ori o las ca să mă ocup cu altceva, sunt vinovat de necredința
mea în Hristos Iisus. Apocalipsa 2, versetul 2-7. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți să suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Cine ar putea acuza această biserică de pasivitate, de indolență, de nelucrare? Nimeni, dragii mei. De dimineața până seara alergau pentru Hristos. Și cu toate acestea, Hristos este, într-un fel, supărat pe ei. Dar ce-am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. A birui, în acest caz, înseamnă a face ceea ce ai fost chemat să faci și a lăsa în seama lui Hristos să facă ceea ce El este chemat să facă împreună cu îngerii Lui. Nu uitați, este Hristos și îngerii bisericii. E treaba lor ce lucrează în spațiile, în domeniile cerești. Nouă pe pământ ne-a lăsat ceva de făcut. Este treaba lui Hristos și a îngerilor lui să smulgă neghina din grâu, ne-a spus Domnul Iisus. Este treaba noastră să semănăm grâul. Treaba noastră este să vestim Evanghelia, să fim o voce a Evangheliei. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze tuturor oamenilor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Stau de vorbă cu oameni și văd în jurul meu oameni care găsesc o plăcere să disece pe fraților creștini. Pe internet, dragii mei, tot felul de zvonuri, tot felul de lucruri. Și când găsesc ceva despre fratele meu, mă bucur și citesc și adaug și mulțesc și eu lucrul acesta. Care-i preocuparea mea când îmi pun capul pe pernă? Cum trag linia la ziua respectivă sau la sfârșit de săptămână, dragii mei, înainte de a porni o nouă săptămână? Oare mă frământă întrebarea câți oameni l-au slăvit pe Tatăl meu care este în ceruri din pricina vieții mele? Suntem prea frământați cu deșertăciunea aceasta, dragii mei. Nu ne aducem aminte decât la Paști, la Crăciun, de faptul că suntem preoți. Ținem de o altă împărăție, de o altă realitate. Am uitat cine suntem. Dar Scriptura spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, nu în cămăruța voastră, ci în piață, la locul de muncă, în familie, unde sunteți așezați de Dumnezeu, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Nu doar Efesul trebuia dovedit vinovat în ce privește păcatul, toate celelalte biserici. Pocăiește-te, dar, îi scrie bisericii din Pergam, astfel voi veni în curând la tine și mă voi război cu ei, cu sabia, gurii mele, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Tiatira, pocăiește-te, Sardes, pocăiește-te, Laodicea, pocăiește-te. Observați, Duhul este Cel care face această lucrare, dovedește vinovat pe om și biserica de păcat. Pentru asta Duhul folosește cuvântul lui Dumnezeu ca să-și facă lucrarea. Dar după ce m-am lăsat dovedit vinovat și îmi cer iertare și relația mea cu Dumnezeu se drege, întrebarea este nu cum să mă întorc în groapa din care am căzut, ci cum să merg fără să mai cad în ea. Și de aceea Duhul face o a doua lucrare pentru noi. Ne călăuzește în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Foarte interesant versetul acesta. Țineți minte, câte vreme Domnul Iisus a umblat pe pământ și vorbea oamenilor, oamenii se uitau ciudat la El și El le spune mereu, nu vorbesc nimic de la mine, vorbesc doar ceea ce aud de la Tatăl. Cu alte cuvinte, cuvintele mele sunt cuvintele Lui. Cine îl respectă pe El, mă respectă pe mine, pentru că eu sunt trimisul Lui. Observați subordonarea Domnului Iisus Hristos Tatălui.
Aceeași relație este între Fiul și Duhul Sfânt. Textul spune, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Când Duhul vorbește de la El, un alt Duh vorbește. Dragii mei, Duhul poate face un singur lucru, să ia ce nu e al Lui, ci al Lui Hristos, exact ca în scrisorile Apocalipsei, să tălmăcească cuvântul Lui Hristos, cuvântul Scripturii pentru tine și să-L aplice la viața ta. Biserica din Smirna era într-o situație specială. Hristos coboară prin Duhul Sfânt în mijlocul acelei situații. Îngerul bisericii din Smirna scrie-i, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta. Și apoi șoptește la urechea sufletului, dar ești bogat, îi spune bisericii din Smirna. Știu batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Imaginați-vă frământarea bisericuței vis-a-vis de sinagoga iudeilor din cetate. Și dintr-o dată Duhul dă deoparte vălul și sinagoga apare pentru ceea ce este sinagoga satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul ar să arunce în temniță pe unii din voi. Veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da curuna vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Duhul ne călăuzește în tot adevărul, aducându-ne aminte de tot ce ne-a spus Hristos. Dragii mei, poate că mi se pare prea complicat și prea greu să memorați Scripturile. Nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru zilele acelea când cu mănușile pe mână am învățat pe biciclete cu o mână să-mi schimb versetele, să-mi repet suta de versete zilnic. Nu știu cum să-i mulțumesc, nu știam că atunci, că acum nu voi putea citi, dragii mei, dar ce extraordinar este, ești în mijlocul unei probleme și Duhul Sfânt îți aduce aminte un verset. Și versetul acela îți este hrană pentru suflet și stâmpără setea și îți dă direcția în care să mergi. Vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dacă ce ți-a spus El nu este în inima ta, n-ai strâns cuvântul în inima ta, n-are de ce să-ți aducă aminte Duhul Sfânt. Nu totdeauna poți deschide Biblia. Dacă ai ochi și vezi, poartă un buzunar. N-am să uit niciodată zile petrecute în Belfast cu David Gooding. Oriunde mergeam, aveam în buzunar o bibliuță mică și se oprea și o scotea afară și o deschidea să-mi vorbească din ea. Extraordinar, să porți cuvântul, să strângi cuvântul Lui în inima ta. Pe urmă spune, vă va învăța în toate lucrurile. Cu alte cuvinte, nu doar că ți-aduce aminte de ce ți-a spus Hristos, ci te ajută, te învață cum să folosești lucrul acela în viața ta, în situația concretă în care ești. Are să vă călăuzească în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Dar dincolo de lucrul acesta, El mai face ceva. Vă va descoperi lucrurile viitoare. Va descoperi lucrurile viitoare, dar El n-are nimica. El nu poate vorbi de la El. Și atunci lucrurile viitoare trebuie să le descopere din spusele lui Hristos. Oare nu este cartea Apocalipsa o împlinire a acestor lucruri? Dragii mei, Duhul Sfânt nu este un fel de ghicitor la care să mergi. Duhul Sfânt, vom vedea, are o treabă de făcut pentru Hristos și El nu se dezice de ea în niciun fel. Știți cum începe cartea Apocalipsa? Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și l-a făcut-o cunoscând, trimițând pe îngerul său la robul său Ioan. Robul său Ioan a primit, a șternut în scris, și a trimis la cele 7 biserici. Și Duhul Sfânt ia ce a trimis Ioan din partea lui Hristos la cele 7 biserici și începe să le vorbească, să le tălmăcească vorbirea lui Hristos. Scrie, dar, lucrurile care le-ai văzut, care sunt și care au să fie după ele. Și al patrulea rând, îl proslăvește pe Hristos. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Acest va lua din ce este al meu îl leagă pe Duhul Sfânt
într-un mod unic de Domnul Iisus Hristos. Am spus, El n-are nimic al Lui. El ia din ale Lui Hristos și ni le descopere. Cornilescu folosește în Ioan câțiva termeni pentru Duhul Sfânt. Mângâietorul, Duhul Adevărului și Duhul Sfânt. Mângâietorul este traducerea termenului din greacă, paracletos. Și este un termen foarte complex. Se poate traduce cu mijlocitor, cu avocat, cu consilier, cu mângâietor, cu sfetnic. Duhul Sfânt, dragii mei, aplicând mântuirea, operează într-un domeniu, în domeniile foarte complexe ale vieții. Aș lua termenul avocat. Nu-l găsiți folosit, știți de ce? În foarte multe culturi, avocatul este un mincinos profesionist. Dacă e un avocat bun, nu contează ce ai făcut, te scoate basma curată. Așa e judecata în zilele noastre. De aceea au evitat termenul, dar un avocat pledează cauza mea înaintea unui complet de judecată. Dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus în Ioan 14 cu 15, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Dar observați de unde a plecat Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele. Eu și Hristos suntem legați la oaltă prin poruncile Lui. Ce să caute mângâietorul între noi? Dar Duhul Sfânt este un alt mângâietor. Dar cine să fie primul mângâietor sau celălalt mângâietor? Două persoane ale Trinității sunt numite Paracletos în Noul Testament. Domnul Iisus pe de o parte și Duhul Sfânt pe de alta. Care e diferența dintre ei? Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos în inima mea. Domnul Iisus Hristos este avocatul meu în ceruri, înaintea completului de judecată. Vreau să nu confundați cele două aspecte. Domnul Iisus este avocatul meu în ceruri, pledează cauza mea înaintea dreptății lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos în inima mea, pledează cauza Lui în inima miresei Lui. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mângâietor, un mijlocitor, un avocat, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dar dacă cineva a păcătuit, plata păcatului este moartea. Când păcatul este real în viața mea, dreptatea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu trebuie să mă condamne. Ce se întâmplă când Duhul Sfânt mă dovedește vinovat în ce privește păcatul și realizez? Am mințit, am curvit, am înșelat, am bârfit. Trebuie să-mi cer iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dar ce se întâmplă în ceruri? Imaginați-vă că eu rostesc rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul, am mințit pe cutare și îmi pare rău. În clipa aceea, Domnul Iisus se ridică în picioare în ceruri și mijlocește, avocățește pentru mine, pledează cauza mea înaintea completului de judecată a dreptății lui Dumnezeu. În pălmi are semnele cuielor. El a murit pentru păcatele întregii lumi, deci și pentru minciuna mea. Tată, iartă-i! Și în felul acesta Dumnezeu îmi oferă iertarea. Dacă n-ar fi acolo mijlocitorul meu, dragii mei, ce m-aș face când păcatul a intrat în viața mea? Uitați-vă cum îl prezintă Pavel în Evrei, capitolul 7, versetele 24 și 25. Dar El, Domnul Iisus Hristos, avocatul meu în ceruri, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate să treacă de la unul la altul. De aceea și poate mântui în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea sau veșnic, ca să avocățească, ca să mijlocească pentru ei. Dacă Domnul Iisus ar înceta mijlocirea, aș muri în păcatele mele. Dar mijlocirea Lui îmi dă o mântuire desăvârșită și de aceea trebuie să stau atârnat de El, să nu uit că El este avocatul meu, singurul meu mijlocitor înaintea Tatălui Divin. Dar dacă El este avocatul nostru în ceruri, și Duhul Sfânt este avocatul Lui în inima noastră, vreau să vă spun că Duhul Sfânt nu mijlocește cauza ta, ci cauza Lui în inima ta. E o mare diferență.
E uriașă diferență. Cu alte cuvinte, slujba Duhului Sfânt este să placă lui Hristos, să împlinească voia lui Hristos, nu să-ți placă ție, nici să împlinească voia ta. Duhul Sfânt nu e o jucărie cu care tu te joci, o telecomandă cu care miști lucrurile în lumea spirituală. Nu, dragii mei. Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos în inimile noastre. Textul spune, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Observați? El pledează cauza lui Hristos în inima, ia din ce este al lui și îmi descoperă mie. Dar ce este al Domnului Iisus Hristos? În primul rând este dreptul de stăpân asupra vieții mele. În al doilea rând este dreptul de soț asupra miresei lui. Și în al treilea rând este dreptul de împărat asupra întregului univers și unic moștenitor al Tatălui. Vreau să le iau pe rând. Duhul Sfânt este Cel care mă duce în relația corectă cu Domnul Iisus Hristos. Nu mă trag de mustăți și de șireturi cu El. Deși suntem frați, nu suntem egali. El este Dumnezeu, eu sunt noroi. Și de aceea vin cu reverență înaintea Lui și îmi plec urechea la vorba Lui. Dragii mei, fără lucrarea Duhului Sfânt, nimeni nu poate să-și ia urechea, să o pună pe stâlp, ca să dea lui Hristos ca rob nimeni. De aceea mulți aud Evanghelia, puțin se pocăiesc, pentru că Duhul lui Dumnezeu trebuie să-ți dea curajul să zici, vorbește Doamne, robul Tău ascultă. Ascultați ce spune Pavel în Roman 14, 7 la 9, în adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine, nici unul din noi nu moare pentru sine. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Cine vorbește? Pavel, rob al lui Iisus Hristos, unul care a înțeles, a gustat acest adevăr. Dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Spuneți-mi, cum ar fi văzut istoria 3 secole de martiraj în numele lui Hristos, oameni cântând pe arene, oameni cântând și rugându-se pe ruguri aprinse în grădinile lui Nero? Dacă n-ar fi înțeles în adâncul sufletului lor acest adevăr, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. De ce? Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Stăpân peste, asupra vieții mele. Dar în același timp, El este împărat și de aceea Duhul Sfânt deschide sau descopere în inima noastră perspectiva pe care Hristos o are pentru viața noastră. El mă va proslăvi că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și ascultați versetul următor, versetul 15. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. Ce are Tatăl? Dați-mi voie să răstorn întrebarea. Ce n-are Tatăl? El a zis să fie lumină și a fost lumină. El a creat întregul univers în căușul palmei lui. Este istoria. Ce n-are Tatăl? Nu există nimic care să nu fie în puterea lui și în stăpânirea lui. Tot ce are Tatăl este al meu. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cel ce va birui nu va fi bătămat de moartea a doua. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă, îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume, știu doar de cel care o primește. Îi voi da stăpânire peste neamuri, îi voi da luceafărul de dimineață, îi voi da haine albe, îi voi mărturisi numele înaintea Tatălui și nu îi voi șterge numele din cartea vieții. Îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și voi scrie numele meu, numele cetății Dumnezeului meu și numele Tatălui pe el. Celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dragii mei, pentru că inima noastră este ancorată în perspectiva pe care Hristos o are pentru noi. Nu știu cine ești pe pământ, nu știu ce ai realizat. Vreau să spun, nici nu mă interesează, nici măcar ce am realizat eu. Zgunoaie, cum spune Pavel, aici le vom lăsa. Întrebarea este ce ai în ceruri. Ce comorți ai strâns acolo? Stăpânul meu
un scaun de domnie împreună cu El. Alfa și Omega, oare ce-i între? Între ele sunt mireasa Lui, dragii mei, și Hristos are așteptări, pentru că El este capul și noi suntem trupul. El este Domnul, noi suntem supușii Lui, robii Lui. Cu alte cuvinte, prin noi și alături de noi îți zidește împărăția Lui. Ca avocat al Lui Hristos, Duhul Sfânt pledează în inima noastră cauza Lui, convingându-ne de păcat. Eu pot să-ți vorbesc despre păcat, pot să-ți deschid Scriptura, dar nu pot să schimb inima. Dragii mei, am văzut oameni care puși în fața adevărului, se frâng, își mărturisesc păcatul și se împacă cu Dumnezeu. Cu ani în urmă a venit cineva la mine, mi-a arătat o scrisoare și m-a întrebat, știi cine a scris-o? Zic, nu? Când îmi spune istoria, m-am albit tot. Era unul din prietenii mei buni și am zis, nu mai pot să stau. Ne-am urcat în mașină împreună și am plecat să ne întâlnim undeva. N-am știut ce o să se întâmple, cum o să reacționeze, ce o să facă. Era într-un restaurant, am intrat, când m-a văzut, s-a uitat la mine și a început să plângă. Ne-am așezat la masă, am rostit câteva cuvinte, ne-am rugat și ne-am despărțit. Și asta a fost vindecarea. Dar am văzut situații, dragii mei, în care poți vorbi luni și luni și ani de zile. Și omul zice nu. Deși toate dovezile sunt acolo. Nu noi dovedim pe oameni vinovați în ce privește păcatul. Duhul Sfânt o face. Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Duhul Sfânt revelează planul lui Dumnezeu înaintea ochilor noștri, tălmăcindu-ne, descoperindu-ne tainele Lui, proslăvindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Prin toate acestea, Duhul face un singur lucru și nu-i cereți, vă rog, să se abată de la slujba Lui. Duhul Sfânt pregătește mireasă sfântă și fără prihană pentru Fiul. Asta e slujba Lui. De aceea El este avocatul Fiului în inimile noastre, mireasa Lui. Duhul Sfânt ne șoptește în adâncul inimii, ne vorbește despre Hristos. El este Cel care pune psalm ca psalmul 45 pe buzele noastre. Cântarea mea de laudă este pentru împăratul. Citiți psalmul 45. Când ai cântat ultima dată mirelui tău ceresc? Aseară târziu îmi deschid e-mailul și primesc de undeva de prin Europa, nici nu știu din ce țară, un mail. Dragă Doamne Iisuse, și cea care îmi scrie este Aneliza Borotă și, sau Borodi, și ea zice, este firesc, nu puteam să-i scriu scrisoarea decât în versuri. De 3 ani de zile n-am reușit să aștern un vers. Mulțumesc că ți-ai lăsat adresa de e-mail și Duhului Dumnezeu, că după 3 nopți nedormite mi-a dat poezia. Dragii mei, am rămas înmărmurit de frumusețea cântării de laudă a Anelizei. Când? Poate că n-ai darul de poet, de cântăreț, dar când în adâncul inimii tale ai oftat după mirele tău ceresc? Duhul și mireasa zic, vino. Dacă Duhul Lui Dumnezeu este prezent acolo și te pregătește ca mireasă pentru mirele ceresc, cel puțin din când în când, vino. Și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină și cine vrea să ia apa vie fără plată. Pavel, scriind romanilor, deși nu i-a văzut la față, el spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Nu uitați, Duhul este avocatul lui Hristos în inima noastră și ne călăuzește spre un singur punct, o mireasă sfântă și fără prihană lui Hristos. Asta este ținta, ambiția Duhului. Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să aveți frică, ci un duh de înfiere care strigă, Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos. Ce este al lui Hristos? Tot ce are Tatăl este al meu. Ce-am eu? Dacă sunt al Lui, am tot ce are El. Cine are pe Fiul, are totul.
împreună moștenitori cu Hristos, dacă cu adevărat, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Domnul Iisus este avocatul nostru la Tatăl. Duhul Sfânt este avocatul Domnului Iisus în inima noastră. Și El s-a sfârșit lucrarea în momentul în care voi fi prezentat Domnului Iisus Hristos ca o mireasă sfântă, fără prihană, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Vino, Doamne Iisuse! Amin. Amin.